Salut, salut, prieten, am ieșit puțin pe afară. După cum știți, pe timp avem aici pe Craiova. Uite, mamaia aici, ce roșii are, uite ce de ce are aici. Uite, încălțăminte, nu ți-ai încălțăminte astea. Cât sunt adidașii ăștia? 500. 500? Să iei lui mamaia, da. Dar ce număr are Adidas și aia? Nu știu, nu dar știu că 41. 41? Da, foarte. Scrie pe limba aia. 42 este. E, sau 42. Dacă vezi să-i lua, zic, au 42. Da, am fost bolnav, s-am bolnav de pământ. Ai trebuit și o vin de anul trecut să fac și un bar. Așa sunt bun, că ei sunt de firmă. Sunt de firmă? Aha, Fila e pe firmă. Fila, păi asta e firma de 20 de ani. Nu mă strâng puțin, 43 dacă era. Hai dacă și mama nu-ți dă să-mi dată ca muză. Mama, fără mama. De unde vin mamaie roșiile astea? La Bădoș. Mama ta ești de la Bădoș? Da. Unde aveți sările alea acolo? Da. Gata sau au ieșit roșiile? Da, da, da. Ia vedeți, dragi prieteni, a ieșit roșiile de la Bădoș. Cât e kilogramul? 10 lei. Toată ziua stați pe aici, nu? Aia că mă întorc, o să-ți iau și eu 2-3 kilograme. Ha. Nu mai spune că nu l-am găsit în România. Da. Ce e acolo? Mama, nu știu, ai și bani să luăm mărel. Păi nu am schimbat. Uite, dar nu am schimbat să-ți dau, am de un million. Că-ți dădeam, îți dădeam 5 lei pe el, 10 lei, dar nu am deloc. 10 lei, eu am 10 lei. E curat. Ia, dă-i. Ia, dă-i, dă-i, stai că-i dau eu 10 lei. Ia, ia tot, nu mama mai acasă, nu mai umbră cu ele, păi să nu mai umbră. Să nu mai umbră cu ele, haide. Dă-i 10 lei, nu mama mai acasă, nu mai umbră. Stai așa să-i dau 10 lei. Toată ziua am umbrat cu ele să le vândă. Bine, te mănânc eu din el ca să vezi. Da, auzi, e bio. E bio? Da, ia, că ia, uite, n-are și ea bani, dă-i 10 lei. Nu mai luăm una ca să mai plimbă, mama. Mamă, dar ce miros, ăștia sunt... Așa pleacă și acasă, dă-i 10 lei. Ia stai să vedem dacă avem 10 lei. Uite, mă, mai că ai noroc aici. Hai, hai noroc. Ia, dă-i 10 lei. Hai să dăm 10 lei ca să ți le luăm pe tăi. Dă-i, mamă, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Dar fii sănătate, mama. Să nu mai un pic cu ei, hai. Păi ia o plasă, de unde e? Ia de la mamaia aia, de o plasă, ceva. Uite, îți dă mamaia o plasă, dă-mi și mie mamaia o pungă de acolo. Dacă după aia ne întoarcem și luăm... Îți luăm o lădiță de asta. Cât are o lădiță? 5 kg, cât are? Are mai mult. Un leu. Aveți să-mi dați un leu pe ea. Am de un milion. Ai un leu la tine. Hai că mă întorc eu și îți dau și un leu ăsta pe plasa asta, da? Hai că ne întoarcem. Mi-a dat mamaia o pungă, că nu am schimbat, să-i dau un leu. A, uite că are un leu, bravo! Uite că am găsit și un leu. Uite, așa se face, dar din dar. M-am dus până acolo și mi-a dat cineva un lei, zice, un leu. Zice, dă-i lui mamaia un leu pe plasă, că așa e bine. Ai văzut? Mulțumesc, o zi bună! Hai, ce facem? Unde mergem? Hai să luăm o plăncit. Hai să luăm plăncit. Da, dragi prieteni, a început și ploaia. Bine făcut că i-am luat mamaia, că-mi păru rup de ea. Mamaia a umblat cu alea. Da, și ia uite, s-a pus în ploaia și a umblat cu ea. I-am dat lui mamaia banii. Uite aici, asta e farmacie naturistică aici, vezi? Aia de spunea Maria de ea. Da, vin încolo, lasă-o pe Maria, dă-o încolo pe Maria. De ce te superi? Nu mai vreau să vorbesc de amantii, de ce
fost... Păi Maria știe medicina, Ana. Ce-a fost în trecut, nu trebuie să-ți mai aduci aminte de Maria. De ce? Uite, că nu mi-a trimis șor. Păi a zis că-i trimite, ia-o. Ce? Maria a spus că o să trimite șorturile alea. Dar nu are plâncite aici. Are. Suntem aici, prieteni, să mâncăm și noi ceva. După cum știți, Olga așa e, face ea mereu ca să ia câte ceva de dimineață, după cum știți. Stăm la rând aici. Dă cartul, dă să scoatem din card. Nu merge cu card aici. Dă să scoatem din card. Păi nu, e banca acolo, nu mai. Ce cozul trebuie cum? Să luăm pe 5. Hai tu, dragii, te lasă că ia fata. De ce să prălea să facă fata? Da, pentru că suntem tot prin oraș. După cum ați văzut, a fost aceea bătrână care umbla cu două legături de pătrunjel și două demarare și chiar ne-a părut rău și i-am luat 10 lei pentru că vedeți cum este timpul astăzi, este cam ploios și stătea pe acolo pe niște străduțe să dea și ea acest maraj și pătrunjel. După cum l-am luat și uite tot umblăm cu el după noi pentru că noi aveam o treabă prin oraș de a face și nu mai ne-am dus acasă să ducem mărarul pe care l-am luat de la această bătrână. Olga umblă cu el în plasă după noi și chiar suntem cu niște treburi aici prin oraș. N-ar trebui să-l luăm, dar ne-a părut rău de această mamaie și i-am dat că nici unul nu a vrut ca să îi cumpăr acest mărar și pătrunjel. Da, dragi prieteni, suntem aici. Sperăm că se termine într-o oră sau două ceea ce trebuie să facem pe aici. Și apoi ne revedem cu bucătăria noastră pe care noi o avem, după cum și voi o știți. Că ne bucurăm de voi pentru că sunteți alături de noi și ne susțineți cu abonarea pe care voi vă abonați la noi și cu un like care îl dați. Vă mulțumesc din suflet pentru că am văzut și multe comentarii care voi le comentați pentru această asigurare pe care noi o aveam. Pentru că mulți dintre noi știm și alții care sunt plecați și au asigurări și nu știu cum să procedează cu o asigurare. De exemplu, dacă ai muncit 10 ani de zile, tu ai asigurarea asigurată pentru că ai plătit taxele alea, impozite pe 10 ani. Și tu o asigurare poate să-ți meargă, de exemplu, un an de zile sau 6 luni. Nu înseamnă că din momentul de față care nu ai muncit, ți se oprește asigurarea, nu. Poate să mergi cu ea 6 luni sau un an de zile. Da. Și asta v-am spus, dragi prieteni, dar sperăm că de curând o să vedem să rezolvăm și cu această asigurare, că sunt de foarte mult timp pe care noi stăm pe aici și s-ar putea să fie chiar oprită, nu știu sigur, pentru că sunt vreo 6-7 luni de zile pe care noi am stat tot așa mereu pe o zi pe alta și timpul s-a dus. Ce vreau să vă aduc la cunoștință, dragi prieteni, după cum v-am spus, într-o oră, maxim două, o să ne revedem pe alte vloguri pe care noi le facem alături de voi, pentru că voi
Am văzut că mă susține și aveți mereu comentarii acolo și chiar mă bucur de comentariile care voi le dați, pentru că sunt un om în care mă interesează și vreau ca să văd răspunsurile voastre, pe care voi vedeți lucrurile poate mai bine decât mine, pentru că un om care este într-o chestii de gen, de exemplu cum suntem noi YouTuberi și TikTok-uri și alte conturi care le avem, sunt făcute pentru a face și un public de te-a respecta și de te-a iubi. Dar noi cu totul că punem atât de mult inimă și suflet de a face ceva, de multe ori mai sunt și greșeli pe care noi ne greșim. Dar atunci când voi veniți împotriva noastre cu un comentariu acolo și puteți să ne spuneți că acolo este o virgulă, nu știu ce, sau că de multe ori am primit chiar vorbe urâte, dar oricum eu mă bucur că este un comentariu, indiferent cum ar fi fost despre mine, despre bine sau despre rău, tot mă bucur pentru voi că chiar mă urmăriți și sunteți curioși să vedeți atunci când greșesc sau atunci când am vorbe chiar adevărată și pentru voi și chiar și pentru mine. Dar oricum, eu sunt alături de voi mereu și voi face mereu vloguri, pentru că chiar am multe de povestit, cum și v-am spus, deci despre viața mea și despre anii mei pe care le am împlinit, și chiar vreau ca să povestesc ceva din trecut, ca să știți și voi la rândul vostru ceea ce puteți face să nu vă aduce pe viitor sau pe parcursul vieții dezamăgire. Pentru că lucrurile așa sunt. Oamenii care se iubesc întotdeauna spune adevărul. Chiar vă aștept cu drag comentariile voastre pe care voi mă urmăriți pe canalul meu de YouTube, pentru că mi-este drag de a citi și de a vedea comentariile voastre. Suntem aici față la o instituție pe care așteptăm pe cineva și apoi o să revenim și cu alte vloguri pe care noi le facem alături de voi, pentru că sunt oamenii chiar care ne urmăresc și ne pune acolo întrebările pe care chiar le plac sau poate chiar nu le plac. Deocamdată sunt aproape bine, după cum știți, după pastilele pe care eu le-am luat acum două zile. Astăzi este a treia zi și ar trebui să mai le iau și astăzi și mâine, ca să fie treaba, să nu mai am probleme așa cu spatele și cu genul, dar oricum durerile o să mai rămână, pentru că a fost o durere extra puternică și nu o să mai fac nimic câteva săptămâni, pentru că chiar este un risc, dragi prieteni, oameni care aveți probleme cu coloana și aveți probleme de gen, este chiar rău pentru a te forța la o muncă brutală din asta. Se poate să vă aduce la un risc foarte mare. După cum știți și la mine și cum mă vedeți că nu arăt chiar bine, ori după pastile, ori de la durere și de la ceea ce am tras, dar vă spun că cu colana nu trebuie să vă jucați cu lucruri din astea
de exemplu, mai grele, pentru că acolo este o problemă. Toate durerea de pe colan o să-ți meargă jos pe picioare și apoi ți se oprește pe genunchi, care poate să te afectează foarte rău. Și aia vă spun, dragi prieteni, să fiți atenți de voi, pentru că sunt lucruri care nu trebuie să ne jucăm cu ei. Vă aștept vlogurile noastre pe care noi le facem, pentru că noi spunem tot adevărul nostru pe care ni se cuvine zi de zi. Pentru că noi suntem niște oameni care confruntăm probleme de zi cu zi. Că doar știți și ne cunoașteți destul de bine, că un om nu poate să trăiască numai în bine. Dacă nu este rău, n-ar exista binele. Dacă n-ar fi fost binele, n-ar exista rău. Și atunci suntem oameni care ne batem cu viața asta și în bine și în rău. Înțelegeți, dragi prieteni. Sper că Dumnezeu lucrează pe mine și mai am o țără probleme la genunchi și o să revin și apoi să încep și eu viața cam cum am avut-o de la început. Nu chiar ca de la început, dar măcar cât de cât să fim acolo, pentru că trebuie să câștigăm și noi aceea ce trebuie să câștigăm și să fim în rândul oamenilor pe care este un trai de nivel de zi cu zi. Vă așteptăm cu drag pe alte vloguri și apoi o să ne revedem acasă când o să ajungem.